poveste vreți în seara asta? Spune-ne povestea lui Îngheț, Duniașca. Spune despre demonul Înghețului, regele zăpezii, Cagaciun. Piotru. Vreau și eu o fată, Piotru. La fel cum era și mama. Nu mai pleca, nu! Cu cine vorbești acolo, fată? Dar cu cine vorbeam? Cu cine puteam să vorbesc? Chiar ești foarte amuzant. Fetițo, cu cine vorbești? Cu nimeni. Spune, fetițo, cu cine vorbești? Ți-am zis că nu vorbesc cu... Te salvez, Vasilisa. Sunt forțe întunecate pe care nu le poți înțelege. Eu cred, Batiușca, că tu nu le înțelegi. Stai departe de lac. Trebuie să scap de ea. Trebuie să scap de Vasilisa. O voi trimite la mănăstire. Nu sunt nebună, nu sunt nebună. Batiușca, Batiușca, salvează-mă. Cred, Doamne. Demonii sunt printre noi, dar aici mă simt în siguranță. Cine ești? L-am văzut, Piotru. Pe cine, Dunia? Pe el, pe demonul zăpezii. Nu o să-mi dau fica unui demon. E o fecioară creștină. Trebuie să aibă un soț. Și cu talismanul? Ce fac? O să ne omoare pe toți. Deja a început. Frica vine prima. Un om nu sacrifică viața altui om, mai ales viața copilului său. No! Stai, ce ai de gând să faci? E sora mea și fica mamei noastre. Nu ești o vrăjitoare. Nu pleca și voi avea grijă de tine. Plec în lumea, Alioșa. Nu voi fi mireasa nimănui. Vreau să-mi urmez destinul. Sunt fata din poveste. Dar nu așa e povestea mea. Sunt doar o fată și el e demonul Înghețului, cel rău. Feciara pleacă din pădure, se căsătorește cu un bărbat chipe și uită cu totul despre magie. Nu, nu e povestea mea. O secundă că... ok. Hai.